mulțumesc că sunteți lângă mine în această zi deosebită, la acest frumos eveniment pentru toți iubitorii de poezie și de literatură. Încep spunându-vă că nu vreau să plictisesc, așa că o să încerc să fiu cât mai scurtă, cât mai la obiect, pentru că am observat atât la televizor, cât și la unele evenimente la care am participat, faptul că discursurile în general plictisesc auditoriul, dispărând parcă interesul și concentrarea pe momentele frumoase ale vieții, momente care ele însă și nasc poezia. Așa cum vă spuneam, voi fi scurtă și țin să vă mulțumesc încă o dată tuturor celor prezenți, doamnei directoare Paluța Morariu și tuturor colegilor de la Celapul Editor, fără de care acest eveniment deosebit nu ar fi putut avea loc. Le mulțumesc colegilor de la liceu care au putut veni, profesorilor și tuturor celor prezenți. Vă mulțumesc din suflet. Țin să mulțumesc de asemenea și doamnei senator Doina Fedorovici, reprezentată astăzi de domnul consilier Dorin Preda, ei fiind primii care mi-au cumpărat 10 volume de poezie pentru a le dărui iubitorilor de poezie. Mulțumesc și bunului Dumnezeu! În încheierea mulțumirilor, aș vrea să mulțumesc în mod special părinților mei, care de-a lungul anilor și-au sacrificat timpul și felia de pâine pentru ca eu să am parte de acel mediu care să mă ajute să ajung aici. Și vreau să vă asigur că nu a fost deloc ușor. Sprijinul lor a fost esența care mi-a dăruit putere și încredere și mă bucur că astăzi îi pot răsplăti cu bucurie, cred cea mai de preț comoară pentru un părinte. Sunt emoționată și fericită că tainele ascunse de frumosul din vers nu mai sunt un tabu și pot să împart această bucurie astăzi, aici, cu dumneavoastră, cât și pe viitor cu toți cei care iubesc poezia. Aș fi vrut să vă pot dărui fiecăruia dintre voi un volum cadou, însă pentru a amorsa unele investiții, unele necesități cu pregătirea, cei care își pot permite și doresc volumul, prețul unui volum va fi începând de la 10 lei, la fel cum a fost la lansare de la Iași, până la suma pe care fiecare o consideră și o permite ca fiind adevărata valoare a volumului Pasul către suflet. În mare pot spune că acest volum, Pasul către suflet, exprimă un amalgam de trăiri și de sentimente, care sunt legate strict de istorie, de viață, de iubire, de credință. Am așezat în el cu patos întregi trăiri și clipe de contemplare, îmbibându-le pe fiecare în parte, cu puțin din ingredientele ce cuprind multitudinea de sentimente umane. Sper să aveți timpul ca toate aceste trăiri să fie dezlegate de voi toți prin lecturarea acestui volum. M-ar bucura enorm să știu că am reușit să pătrund în inimile dumneavoastră prin darul meu de la bunul Dumnezeu și știu că în fiecare dintre noi există calități lăuntrice cu care suntem binecuvântați și pe care luptăm să le scoatem la iveală, în ciuda greutăților din prezentul pe care îl trăim. În concluzie, mă bucur pentru clipa prezentă, mă bucur că sunt aici, mă bucur că am ajuns până aici, mă bucur că am reușit să termin discursul cu bine și nu m-am încurcat prea tare. Vă mulțumesc tuturor și vă mulțumesc!